Salutare tuturor și bine ați venit! Eu sunt David, iar în acest clip o să vorbim despre o suflantă cu aer cald de la Hyundai, modelul HYG650 LCD și bineînțeles că o să-i facem câteva teste scurte, dar înainte de toate, haideți să vedem ce caracteristici tehnice are, pentru că este o suflantă destul de complexă. După cum vedeți, vine livrată în această cutie de carton pe care regăsim câteva specificații tehnice, fără prea multe accesorii în set, de fapt fără niciun accesoriu, este exact așa cum o vedeți, aceasta este suflanta. Are în schimb câteva funcții foarte importante și foarte benefice pentru cei care lucrează cu așa ceva, mai ales pentru înfolierea mașinilor sau altor suprafețe cu folie care trebuie întinsă cu o suflantă care să funcționeze bine. După cum vedeți, în partea din spate, după cum îi spune și numele, HYG650 LCD, LCD se referă la acest ecran, mă gândesc eu, și pentru că avem aici mai multe butoane, asta înseamnă că este o suflantă cu aer cald destul de complexă. Scurt, câteva specificații de natură tehnică și după vă arăt cum funcționează acest panou de control din partea din spate. Are un motor cu o putere de 2000 de W, două trepte de viteză. Temperatura poate să fie pe treapta 1 de 50 de grade Celsius, iar pe treapta 2 între 50 și 650 de grade Celsius. Este o temperatură variabilă și un debit de aer între 250 și 500 de litri pe minut. Tot așa, este un debit variabil. Și acum o să ne întoarcem la acest panou de control, pentru că de aici o să vă puteți da seama de ceea ce știe să facă suflanta. Pentru a vă arăta ce face acest LCD, o să trebuiască să-i dau drumul. Eu sper să mă auziți în continuare foarte bine. Avem acest selector în partea de din spate, de pe mâner. La o împingere, ea o să urce pe treapta 1, cred că mă mai auziți. Și pe treapta 1 avem o temperatură setată de 50 de grade Celsius, nici mai mult, nici mai puțin de 50 de grade Celsius. În schimb, aici putem să reglăm volumul de aer pe 5 poziții. După cum vedeți, dacă eu apăs pe ventilatorul din partea de jos, o să scadă turația ventilatorului, dar nu putem modifica temperatura. Este o temperatură fixă de 50 de grade, dar putem modifica volumul de aer pe 5 poziții. 1, 2, 3, 4, 5 poziții, rămâne a 5-a poziție. În schimb, adevărata valoare, să-i spun așa, adevăratele setări se fac în momentul în care trecem suflanta pe treapta a doua. La treapta a doua avem disponibile mai multe funcții aici, printre care și un meniu de presetare a valorilor. O să încerc să o țin așa să nu mă ardă cumva din greșeală. Vedeți, acum avem valoarea simplă manuală, putem să creștem debitul de aer, putem să-l scădem, putem să creștem temperatura până în valoarea maximă, adică până la 650 de grade, și aceasta o putem face din 10 în 10 grade, 510, 20, 30, 40, 50 și așa mai departe. Exact așa, acum este temperatura maximă, o să și scad înapoi ca să nu fie chiar temperatura maximă, dar mai avem și un mod cu 4 presetări, cu 4 memorii cumva, unde ne putem seta suflanta în funcție de operațiunea pe care vrem să o practicăm. În partea dreaptă avem butonul de schimbare a meniului, apăsăm o dată și se duce pe prima setare, o să ne afișeze acolo 1, unde avem 150 de grade și nivelul ventilatorului pe 3 poziții. Dacă nu ne place, putem să modificăm și să salvăm altă presetare pentru memoria cu numărul 1. Avem memoria 1, memoria 2, memoria 3 și memoria 4. O să opresc acum că am impresia că nu m-auziți foarte bine, o să-i facem și un test scurt în câteva minute. Asta îmi place la ea, are 4 memorii și le putem seta în funcție de operațiune. Dacă știți că un anumit tip de folie se întinde mai bine, de exemplu, la o temperatură de 250 de grade și cu un debit de aer de 200 sau de 250, de fapt nu de 200, 250 sau 400, puteți să faceți această setare prestabilită. Știți că lucrați cu un anumit tip de folie, puneți pe presetarea numărul 1 și o cunoașteți deja, sau puteți să salvați 4 presetări, după cum am zis, în funcție de nevoile fiecăruia dintre voi și în funcție de modul de utilizare. Suflanta este una destul de ușoară, nu scrie exact cât cântărește, dar aproximez că undeva la 350-400 de grame. Lungimea cablului de alimentare este de 2 metri și, după cum vedeți, are și o protecție aici, în partea superioară, în partea inferioară, de fapt, ca să nu ne lovim la mână, să nu ne atingem de suprafețe, și cred că poate să stea și așa, dar se poate utiliza cu ușurință chiar și așa dacă vrem să lucrăm ceva în partea de sus. Exact așa o să o folosesc eu acum. Am adus o țeavă de PVC,
Să vedem în cât timp reușește să se încălzească și în cât timp reușesc să îndoi această țeavă. În mod normal ar trebui să am o inserție de arc în interior ca să pot să o îndoi la un unghi corect, dar oricum vreau să vedem dacă se încălzește destul de repede. O să pun suflanta pe poziția a doua și mergem pe modul normal. O să o setăm la temperatura de 500 de grade și dau la valoarea maximă, la volumul maxim de aer, pe 500 de grade. Vedeți că stă foarte bine așa, nu se mișcă, nu se apasă butoanele, foarte important în momentul în care o puneți așa, deci setarea nu se schimbă. Și haideți să vedem în cât timp reușesc să încălzesc țeava asta, să o topesc și să o și îndoi. Văd că deja se îndoaie. Deci se încălzește foarte repede. Bine, probabil a rămas caldă cum am făcut mai devreme setările și v-am arătat meniul. O să o încălzesc pe o suprafață puțin mai mare ca să pot să o îndoi. În mod normal aceste țevi nu se îndoaie, dar de dragul demonstrației vreau să vă arăt exact cât de repede se încălzește. Văd că deja încep să apară bule, deci temperatura este deja mare și se poate îndoi, dacă fac așa cu ea, o pot îndoi ușor. Eu aș vrea să-i dau și o formă dacă pot, dar nu o să pot să-i dau o formă, doar dacă o să o rup direct așa, să vedeți cât de repede s-a încălzit. Mai putem face o probă aici. Deja se întinde și se rupe. Asta înseamnă că suflanta încălzește destul de bine. Pe modul 1, la 50 de grade aproape că se poate folosi și ca uscător de păr, dar nu vă recomand să încercați așa ceva niciodată, mai ales cu o suflantă de genul acesta care este foarte puternică. O recomandare ar fi prima pornire să o faceți în exterior. Nu am simțit în exterior că ar mirosi ceva, dar de obicei la suflantele cu aer cald, prima pornire este indicat să se facă afară în aer liber, pentru că până se ard toate circuitele din interior, tubulatura și așa mai departe, rezistențele de încălzire, s-ar putea să scoată un miros ceva mai ciudat. Eu nu am simțit la această suflantă, dar preventiv, în cazul în care o cumpărați, vă recomand să o porniți prima dată în aer liber ca să nu vă miroase ciudat în încăpere. După o utilizare de 3-4 minute, nu mai are nicio problemă. Îi dați prima utilizare la temperatură maximă să se ardă foarte bine și să fie pregătită pentru utilizare. Acestea fiind spuse, dacă v-a plăcut acest clip, dați-mi chiar acum un like, un share și abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit. În descrierea acestui clip găsiți un link către magazinul nostru online atelierultău.ro, unde puteți afla mai multe informații despre această suflantă cu aer cald de la Hyundai. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!